fată de rumenă pâine. Nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru păstuhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane. Dragi copii, tineri, adulți, treziți-vă, părinții și bunicii. Capul sus, ridicați-vă din genunchi și fiți o națiune demnă, verticală, plină de smerenie față de Dumnezeu. Revoltați-vă, revoluționați-vă, deschideți-vă sufletele și mintea și treceți în 2023 plin de cunoaștere spirituală, pentru că a început marea revoluție a cunoașterii. Dragii mei, începe adevărata revoluție. Începe adevărata eră în care acești trădători se vor termina și îi vom ajuta să se termine. Haideți să trecem în 2023 într-o înaltă spiritualitate și cunoaștere, în care trădătorii n-au ce căuta și toți cei care au făcut rău României și poporului român vor dispărea unul câte unul. Iar noi avem obligația să acționăm și să reacționăm. Și vă asigur că vom învinge. Națiune română, trăiască nația, sus cu dânsa, la mulți ani, binecuvântați! Pentru o lopată de rumenă pâine, nu pentru pătule, nu pentru pogoane, ci pentru păstuhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe.